Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. De data asta ne vom juca ceva style PvP pe serverul meu, care este magic.minecraft-romania.ro. Și care e faza aici pe server? Vreau să vă explic unele chestii cam despre ce este vorba, unele chestii pe care poate unii nu le știu. Bineînțeles, este un server în premium, dacă vreți să intrați și voi, aveți un IP în descrierea acestui videoclip. Pana mea, hai să vă explic acum o chestie. Uite, cum întreabă și domnul Max Diamant de unde au custom enchanturi. No, bun. Hai să lămurim chestia asta cu custom enchanturi, pentru că și pe Skype PvP sunt adăugate custom enchanturile. Și eu o să-i dau ban dacă mute Max așa, nu știu, îi dau 10, nu știu dacă 10 secunde, dacă sunt 10, mă, 10 minute, așa. Geo i-a dat mute temporal, așa, pentru data 10 minute, pentru motivul reclamă. Efectiv, nu i-am dat pentru ce motiv, da, să zicem că e pentru reclamă. Mă rog, hai să vă explic pentru cei care nu știți, care este faza cu custom enchanturile. Ei bine, aceste custom enchanturi nu le poți lua de nicăieri, ci le poți face tu singur. După cum știți, pe mapă găsiți diferite Kirk, Mars, Diamant, îți dau bani, așa. Stai, dacă mai comentat. Dar nu i-am dat mute, ce pana, ce motive pentru. Așa, mă rog. Hai să vă explic. Voi aveți level 30, să zicem că ați făcut level 30 și vă faceți rost de niște cărți. Și e bine, cărțile astea pur și simplu veniți aici și le enchantați. Și la fiecare enchant există, uite, mie mi-a picat din prima charge 3. De fiecare dată când enchantați ceva, există o șansă să vedem un enchant custom cum mi-a dat mie acum. Adică aceste enchanturi custom sunt adăugate și aici la enchanting table, ceea ce e super super tare. Uite, 340, o să rog după. Hai să pun acum. Uite, punem aici free 340. Da, cărți, ca să nu ziceți să nu se găsesc cărți pe mapă. E bine, veniți, vă enchanta și vă pot pica pe cărți. Și dacă nu mă înșel și direct pe item există șansa să vă pice un custom enchant, ceea ce zic eu că e super super tare. Și bineînțeles, dacă vreți să vă faceți un clan, să vă jucați cu prietenia, dați slash clan și vă arată aici toate informațiile, clan, clan, nu știu eu, clanul Inhuman. Și, pana mea, cu cât avansezi mai mult, mi se pare, cu cât faci mai multe, cu cât membrii clanului fac mai multe kill-uri, cu atât se schimbă și culoarea clanului. Și vreau să precizez că în seara asta, nu știu, când o să intru, o să aleg 3 abonați care vor fi online pe serverul Stai PvP, pe care o să-i bag în clan, acest clan al meu. Deci fiți pe fază, nu știu, undeva la ora 7-8 seara, să fiți pe fază că o să intru pe server și pe cine văd aici activ, că se luptă și toate cele, o să-i dau invite în clanul meu. 3 abonați. Kit. Hai să iau și eu kitul de master pentru că tipii deja sunt bazați pe aici și să facem și noi ceva PvP, nu? Să vedem cam cum ne descurcăm. După cum puteți vedea, avem și un top în dreapta, top 10 kills. Pe momentan ne gândim să facem un grad și iar primul membru care se află în acest top 10 va primi un grad gen pentru o săptămână. Și după ce primește acest grad, scoreboard-ul se resetează, iar următorul care, adică pe cel pe care va fi peste o săptămână, pe primul loc va primi el gradul respectiv și cel care l-avea dinainte îl va pierde. Bineînțeles, dacă același tip va reuși să, dacă același tip va reuși să, cum se numește, să-și păstreze invincibilitatea, să fie pe primul loc și a doua săptămână, bineînțeles, își va păstra gradul respectiv care va avea un kit în plus. Momentan nu știu dacă am adăugat chestia asta pentru că eu nu prea mă mai ocup așa mult de configura acestui server, pentru că în momentat este stabil, ce mai lucrează ceilalți doi owneri, gen mici detalii. Dar am vorbit despre alea care le-am propus această chestie să o facem și urmează să o punem în aplicare. Hai să căutăm și noi ceva semne, că acum mi-am dat așa un kit de la mine, gen ca să mai pur să-mi fac și iteme. Faza faină e că echip inventory, că dacă muriți nu vă pierdeți itemele, ceea ce zic că e ok. O să fie perioade când o să fie echip inventory, o să fie perioade când nu o să fie activat. Că sunt în momentul ăsta pe holy par 21 și global 43, a văzut lumea că am intrat aici și s-au gândit și ei să intre. Hai să căutăm și noi ceva semne. Fie antena de un, dar nu e un semn pe aici. Pare prea sneaky. Nu știu, eu nu am pus semnele, Blue le-a pus, deci să sperăm că
a pus bine semne pe aici și că putem găsi chestii super, super tare. Pana mea, hai să ne plimbăm pe aici. Mă, nebunule, am nevoie de kill-uri, poate ajung și eu în top. Deși sunt șanse minime. Hai să iau și eu kit-ul start. Kit-ul de start pentru mâncare, nu de alta, pentru că nu vreau să mănânc golden apple-uri de foame. Hai că nu sunt chiar atât de bogat încât să fac chestia asta. Că nu vreau să mă mai joc cu itemele din kit-urile astea, practic eu nu fac legit oarecum rost de ele și uite pe apa asta presimt eu că dăm de ceva. Dacă ne tot suim, ne tot suim, ne tot suim și am dat de un semn cu sticuri, wow. Ala harbar. Îi dăm ala harbar aici în cap. Are perle nebunul. Are perle nebunul. Are pe unde fugi. Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Ce o te va prinde oriunde și i-am dat daună totală. Vă dați seama acum dacă gen puteam să-i omorâm. Că era dacă gen în momentul când omorăm, le dropa itemele. Pai, de cap, eram acum bogat, dar oricum, cred că o să scoatem chestia asta sau dacă e să lăsăm, să lăsăm doar în weekend, pentru că pana mea, e cam mai urea. Asta are Laura? Nu, nu cred că are. Am omorât eu pe ăsta. Gen așa, Golden Apple-uri nu prea mai sunt avantajoase, pentru că tu mănânci Golden Apple ca să nu mor, să-ți pierzi armura. Ar fi fost interesant că de fiecare dată când mor, gen să scadă din viață, dar ăsta din viață, să șteargă un kill. Hai că tipul ăsta e panică totală. De ce am 7 roduri? Fii antenă, frate, fii hai. Hai mă, vină încoa. Uitați, sincronie, dar trebuie să acestui să știi că ești mai retardat decât prevede legea. Zi, mersi că nu-ți dau ban pentru faptul că mă spamezi în ultimul hal și că îmi strici mie episodul. Pentru că eu, bă, sincer, dacă ne jucam pe server și de unul cu hack, îi făceam reclamație pe forum. Pentru asta aveți forum, ca să puteți face reclamație celor care au hack sau nu respectă regulamentul. Da, uite, ăsta are hack. Vreau să-l omor, vreau să-l omor, așa. Ban hack. Așa, gata. Simplu, am scăpat de. Pă, dar cu tipul ăsta nu terminăm PvP-ul nici la anul. Nici la anul. Mamă, nu terminăm PvP-ul. Tipul ăsta și e și focul ăsta pe tot ecranul mâncați, așa că am rămas cu textură default. Hai că mâncă tipul ăsta un Golden Apple am și. Nu mai am timp să bag. Sau? Băgăși ne un Golden Apple. Poate. O, i-am spart castra, i-am spart castra nebunului. Hai, frate, fără. Să știți că o castră sau niște booster avem două armură foarte multă. Dacă o pierzi, încep să iei destul de mult HP. Să pierzi destul de mult HP pe hituri. Hai, bă, gamiaș. E cam intens PvP-ul ăsta pentru că nu se cam termină. Hai mă, bă, ești prost, ce armură avea tipul ăsta, mă? A, păi ce fac? A, dar stai, mă, cred. Stai că și-o mor de la bun. Ia mai băgăm un Golden Apple. Uite, mai e unul pe aici, Mihnea, cum te cheamă? Mamă, a venit toată șatra lui pisicului pe aici. Au și papagalul meu se bagă în seamă. Nu mai văd nimic de focul ăsta. Au ce fericit e. Bă, pe aici, pe nu trebuie să fie perlele, nu? Dar eu știu pe unde o fi. Uite, la cred că asta. Da. Da, poți să accesezi ai nu asta oare? Da, uite că poți. Mamă, ăsta chiar i-a ascuns bine. Bă, spuneți mersi în comentarii că v-am arătat unde sunt perlele, cum să le luați, cum să tot. Mamă, acum e momentul. Research pack. De ce încă mai am textura aia Barbie pack? Vă dați seama cât de retardat sunt. Am vrut să fac o chestie la troll la un moment dat. Și am băgat textură de Barbie și am uitat să mai scot. Ce fain arată textura asta, e totul mai luminat, mai wow. Chiar îmi place mult textura asta și arată foarte bine. Deci nu uitați, pe la ora 7-8, pe vreo 3 abonați pe care o să-i văd aici pe server și gen că au și ei ceva iteme care se joacă, o să le dau invite în clanul meu numit Inhuman, pentru că nu suntem, noi jucăm atât de bine încât este neomenesc la cât de bine jucăm. Hai. Come fight me.
Arcul OP. Mamă, asta face schimbe. Bă, Bordănelule, bă, Bordănule, Bordănelule. Staff de căcat aici. Ok, frate, poți să pleci. Samba plan toți, ce zice, sincronic și noi în tine. Salut. Frate, decât să dau de playere așa retardați, mai bine le dau bani. Adică, dacă sunteți mulțumiți cu ceva, puteți face, nu știu, un report pe forum celor care au hack sau să raportați gradele care nu se ocupă sau să, nu știu, să lăsați propuneri ca să vă îmbunătățim ceea ce nu vă place. Pana mea, dacă sunteți așa frustrați și n-aveți ce face, mai bine nu mai intrați pe server, că nu vă faceți nici vouă bine, stricați și, mă rog, reputația serverului nu o stricați, că e o persoană retardată. Opa, avem pe aici ceva interesant, uite încă un semn. Diamondurile, ba asta e bine, că astea au cât mai multe. Și acum să dăm spawn. Dăm spawn și îmi bag astea în Ender Chest. Și perle și diamante, pentru că o să am nevoie pentru armură. Păi, dar e bine că acum știu pe unde sunt. Taci! 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 Sunt curios, poate să mai continue. Sunt tare curios, poate să mai continue. Gata, s-a oprit. Cred că... Nu, nu era asta. Asta are custom ceva. Era unul care efectiv zbura. List. TP ITSS Sebi. Și nu era Sebi asta. Dar nu știu cum îl chema pe ăla de zbura. Efectiv l-am văzut în fața mea. Mă rog. Back. Vanish. Efectiv l-am văzut pe tipul ăla în fața mea cum zbura. Te rog, taci. Așa și nu știu care era, cum îl chema. Stai mă, că am ajuns pe insula care te spuneți, băgam și piciorul să-mi bag. Și hai că mă urc în direcția asta atunci. Sper să nu fie nimeni în spatele meu și dacă e ghinion. A, ce-a încercat el, mă, să-mi facă. Nu știu cum îl chema pe ăla, dacă ați fost atenți și ați văzut cum îl chema, scrieți în comentarii. Trebuie să-l investigăm pe tipul ăla. Opa. Și aici ce găsim? Goldul. Și asta e bun pentru că putem face mere de-astea super OP. Știți ce? Ia să dăm noi game rule keep inventory false. Fiți antenă. Fiți antenă. Deci de acum game rule-ul va fi false. Adică în cazul în care muriți, vă veți pierde itemele. Pentru că mi se pare destul de iure așa. De ce zic că... O, aveam fly. De ce zic asta? Ei bine, practic nu prea mai e așa fain. Dacă îți pierzi, dacă gen tu poți să mori, nu știu, dacă unul și te arunci în voie ca să te omori sau de astea, nu mai e nimic interesant. Să pierzi tu ca să ai pentru ce să muncești. Fii atent cum mergem după tipul ăla. Fii atent cum mergem după tip. Unde s-au dus? La perle, nu? La perle! Mă omoră. La perle. Dar nu, la mă omoră. Easy, GG. Ce avea pe sabia asta? Uite, are niște mere. Are niște mere roșii. Ceea ce e super fain. De ce? Pentru că eu acum nu mai sunt în luptă. Dau spawn. Mi-aruncă cheat-uri. Joe este un hacker. Așa. Îmi arunc toate astea nefolositoare. Nici de ce am stone la mine. Stone sword, astea. Și unde este crafting table? Un crafting table pe aici. Uite aici un crafting table. Eu acum pot să-mi fac blocuri de gold. Mi ajunge fix? Nu, nu mi ajunge fix. Fuck the police. Mai băgăm și noi pe aici. Mai luăm și noi așa. Așa. Și așa cât am putut. Și ne facem niște mere de aur. Mai precis, am reușit să-mi fac 7 mere de aur. Merele astea roșii o să le pun aici. Diamantele la fel. Și pana mea, cam asta a fost episodul, am vrut așa să vă prezint cam cum se joacă la aici la noi pe server. E destul de interesant, dacă vreți să intrați și voi, API-ul este magic.minecraft-romania.ro. Este un server non premium, asta înseamnă toată lumea se poate conecta. Și nu uitați, dacă sunteți pe primul loc, nu știu, cred că săptămâna următoare cineva va fi pe primul loc, va primi un rank anume.
Și după aceea se va da reset și tot așa și nu uitați de custom enchanturi și nu uitați ce e mai important, între ora 7 și 8 voi intra și voi alege 3 abonați pe care să-i invit în clan. Deci cam asta a fost clipul, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like, eu am fost Justel și ne vedem data viitoare, ciao!